Sunt Alex și bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft, lumea lui Alex. Ce frumos arată totul. Înainte să înceapă acest episod, v-aș ruga mult de tot să nu uitați să apăsați și butonul de like. Chiar v-aș ruga să faceți chestia asta, să strângeți noi foarte mult de like-uri, 400 de like-uri, peste 400 la clipul acesta, pentru că mă motivează foarte mult. Am văzut că v-a plăcut primul clip din revenirea mea, pentru că practic suntem pe moarte. Și am făcut rost de un pat, pentru că vedeți și voi unde sumă. Vedeți și voi, am găsit oi pe aici. Nu știu dacă vă amintiți, în ultimul clip ne făcuse în chestia aia ca să stăm peste noapte. Ei bine, acum jucăm cu un Rudo Place pentru a avea pentru a ne da așa o textură frumoasă a Minecraft-ului. Avem și un texture pack care se numește stați așa, cum se cheamă? Sensecraft, adică îi dăm Minecraft-ului așa un sens. Foarte ciudat, de o părerea mea, nu știu ce să zic, dar dacă îi dăm Minecraft-ului un sens, bă, de ce să nu încercăm și noi, nu fără autogeam, că-i nașpa. Avem aici fierul și niște cărniță pe care am prăjit-o noi ca să mai putem mânca și noi din când în când. Așa, băi, destul de șmecher ăsta, texture pack-ul, chiar îmi place. Mă enervează chestia aia de acolo, e stresantă. Cum făceam un video? Da, hotbar, că nu-mi place să văd acolo, îmi place să văd acolo. Da, e destul de șmecher de ăsta, texture pack-ul. Ce părere aveți despre textura asta? Am să o folosesc, cred că, pentru că gen, îi dă Minecraft-ul esen, adică de gunpowder arată altfel, fier arată altfel, cooked chicken-ul, ăsta e cooked, serios? Lol, nu știam că e cooked, da, mă rog. Și acum, plănuiam să-mi fac armura full de diamant pentru a putea să supraviețez mai ușor, fiți atenți aici, hop. Chestplate, hai să vedem cum arată chestplate-ul. Oh, e așa cu un fade șmecher. Mamă, ce mișto arată. Bun, o să facem și pantalones și pantofes. Și să mai rămânem cu doi. Și mai trebuie cască și o să fim un viking din ăsta full, foarte puternic. Cu armură full de fier. Da, chestplate era să zic. Eu mai trebuie căudul ca să pot să fac treabă și... deci perfect am. Și mai îmi rămâne și de un... ia, cum arătăm? Hop. Ho-ho-ho! Bine, nu știu de ce mă văd eu acum așa ciudat, e de la Rudo Place, dar oricum e mișto Rudo Play-ul ăsta. Uitați cum se mișcă copacii așa. Of, doamne, cât de frumos este totul. Lumea Minecraft-ului pur și simplu are sens acum pentru mine. Bine, mai e și chestia asta și mai am și Mr. Mips, dar ăsta face Minecraft-ul așa obosit, nu știi? Ciudat, e frumos și ăsta, dar face ca într-un film. Și cred că vă place ăsta pentru că are culorile mult mai vii. Nu știu, asta e părerea mea. Bun, deci am terminat cu totul pe aici. Putem să spargem ăștia furnalele astea. Ar trebui să mă obișnuiesc și eu cu tot în Minecraft cu textura asta, pentru că nu mai știu nimica. Nu prea știu ce sunt chestiile astea. Și ar trebui să fac și eu asta, uite așa. Și pe aici pe undeva am și zis că vreau să-mi fac casă. Ei bine, nu o să fie de mică, de aceea vom sparge chestiile astea. De fapt, hai să lăsăm ăsta, că cu siguranță o să mai am nevoie de el. Chiar acum am nevoie de el, dacă stau să mă gândesc eu bine. Două secunde, vreau să-mi fac, uite, niște bețe. Facem toporul să-l avem. Ce mișto acolo, fă. Așa, și niște piatră. N-avem piatră? Nu? Serios? Serios? Chiar n-am piatră? Adică am consumat absolut toată piatra? Păi atunci va trebui să intrăm undeva în apă și aia trebuie să... Stați așa, tocmai am descoperit cum să fac cu apa și cu toate chestia asta. Deci trebuie puse pe smart. Deci am pus trees pe smart. Și apa trebuie pe smart, dar n-am apă. N-am apă, what the fuck. Other? Weather, nu weather. Waterman weather îmi trebuie. Stați două secunde. A quality poate, custom sky, nu. Water, n-avem water. Details, nu. Stai că am mai fost aici. Animations, cred că la water. Off, e. Da, se mișcă așa de la textură. Păi atunci hai să o punem pe on. Da, nu pot să umblu la ea. Deci apa este buguită, vedeți și voi. Da, n-am cum să umblu la chestia asta. Adică poate e vreo setare, că la copaci am făcut. Vedeți, chiar arată șmecher copacii. Nu mai sunt buguri. Arată super genial acum. Dar la apă chiar nu știu ce să fac. Da. Bă, avem sugar cane-uri. Mișto. Hai să le iau. Așa, și piatră vreau eu. Domnii, chiar genial Minecraft-ul cum arată așa. Parcă chiar îi dă un sens Minecraft-ului textura asta. Și îmi place această idee. Uite acolo piatra. Stați așa să fac așa. Spar și asta. Și aia, nu că nu mai ajung. Îmi trebuie 1, 3. Perfect. Iau astea 3
Și am plecat, tati. Atât am trebuiesc. 3 cobblestone-uri pentru a face un toporaș pentru a ne... Oh, dar ce avem noi aici? O mină cumva? O potențială mină? Ia stai. Oare nu avem lumina de la chestia asta, nu-i așa? Nu. No. Facem așa. M-a speriat de frunza asta. Interesant și poate... Ai o potențială mină pe naiba că nu-i nimic înăuntru. E o prostie. Putem să ieșim. Chiar nu-i nimic înăuntru. Bun. Am plecat. Hai acum să mai facem încă un topor pentru că avem și noi cobblestone-ul. Hop. Hop. Și avem două topoare. Acum ne putem mișca mult mai repede. În seria aceasta nu vreau să bag moduri, adică doar dacă ar fi să încep de exemplu o serie nouă de Minecraft modat, atunci cred că o să facem Minecraft moduri, dar nu o să mai bag eu de unul singur modul. Poate există o șansă și chiar vreau să fac chestia asta, să bag singurul mod, adică cel mai important mod, după părerea mea, este modul acela cu minimap-ul pentru a avea niște locații pe hartă. Mi se pare foarte logic modul acela și chiar am nevoie de el pentru că nu vreau niciodată să mă pierd de casa mea. Dacă vreau să mă duc să explorez locuri noi, oarecum mă voi pierde fără să-mi dau seama. Este pe fast. În loterie pe fancy, e același lucru. Deci, iar eu nu vreau să mă pierd de casa mea, deci o să probabil o să luăm modul acela. Cu siguranță. Adică îl am, doar că trebuie să-l bag. Să bag versiunea de Minecraft Forge. Ah, s-a spart ăla. Deci nu s-a auzit când s-a spart. Ciudat. Bun. Deci n-am zis că fix în locul ăsta aș vrea să-mi fac casă, dar e un loc ok. Adică ce părere aveți? Avem și aici o cropiță, putem să facem băiță dacă e. Și aici, ia. Mină, cumva. Mină, tati. Oh. Creeper? Nu mină, dar creeper în schimb. Caz că sunteți interesați. Oh, și niște fier. M-a ajutat să descoper chestii noi, creeperul acesta. Și cred că încoace o mină. Bă, ești nebun? Am găsit mină? Oare? Ce părere aveți? Nu. No. Da. Poate doar dacă vreau eu să găsesc mină, dar nu cred că... Deocamdată nu prea. Vezi și voi, mie nu mi se pare că e o mină aici. Totuși ar trebui să las un... O, de asta, așa. Ia! Dar chiar îi dă un sens Minecraft-ului, frate. Deci este super tare textura asta. Sper tot sufletul să nu se facă iar noapte. Să vedeți ce tare arată patul, am văzut eu. E tare, tare. Ok, putem să ieșim de aici. Nu vreau încă să culeg fierul ăsta pentru că am toată viața la dispoziție, ca să zic așa. Cred că mai degrabă aș vrea să mă apuc să iau lemne pentru casă. Și pentru chestia asta o să punem, uite, ăsta. Stai 2 secunde. Încă 3 fier. Da, mai bine luăm fierul ăla și îl prăjim pentru că vreau să fac o schemă. Unde-i, mă? Uite-l. Deci 3 fier pentru a face un bucket. Vreau să ne folosim de apă pentru a curăța sidurile, să avem loc, să simt eu așa că am loc, că mă stresează chestiile astea care se mișcă așa în jurul meu, vreau să scap de ele. Punem un furnal, uite, aici așa, și punem în el ăsta și ăsta, hop tati, bravo. Așa și acum, ce mai aveam? Wood-ul nu mă interesează, ok, deci suntem destul de pe bine, ce să zic. Hop, iron ingot. Da, și trebuie să iau apă de aici și după o să curăț așa zona oarecum. Pentru că vreau să o curăț, să fie curată înainte să mă apuc de construcții sau de alte chestii din astea. Wow, filmăm deja de ceva timp și chestia asta mă stresează. Pentru că nu vreau să fac videoclipurile lungi, fiindcă stau foarte mult la render după. Și chestia asta e nașpa. Avem ceva de prăjit? Ah, hai să prăjim asta dacă tot avem focul acolo pe jar. Ok, facem și noi un bucket. Și s-ar putea să vină noapte și nu-mi place chestia asta, dar ce să fac? Curăț și aici și după dacă e, ne descurcăm și cu noaptea. Ok. Curățăm și noi așa. Foarte bine. Stai. Să se extindă, așa. Hop. Ok, eu cred că e timpul să punem patul că încep să mă sperie eu că e noapte. Urăsc când e noapte. Deja am văzut acolo mișcare în pădure. Cine știe cine vede după mine. Să sperăm că nimeni. Ah, era o găină. M-a speriat de găină, practic. Nu asta, băi. Așa. Se iei tot ce e în jur, băi. Că doar nu ne jucăm așa. Cu timpul nostru prețios. Foarte tare. Vă sfătuiesc să încercați metoda asta de curățare. Dacă vreți să curățați un loc unde aveți voi lumea. E o idee super bună. Rapidă. Faci rost de siduri. Am făcut rost de câteva siduri. Vedeți și voi. Bine, și nici nu le-am colectat pe toate astea. E cel mai fain.
Pentru că mai sunt de colectat și avem și niște plante de-astea. Bun! Autați, tati! Aici se cam curățat tot. Și cred că putem să facem ceea ce îmi doream. Acum mă interesează pe mine să fac un dublu chest. Pentru a nu mai stau cu atâtea lucruri inutile în inventar. Ce pe pune în tot aici, așa frumos. Bam, 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 bam. Îmi iau toporul și îi dau drumul, îi dau bice. Acum începem să adunăm tot lemnul pe care îl găsim, pentru că pur și simplu avem nevoie de avem nevoie de chestia asta, avem nevoie de tot lemnul pe care îl putem găsi și încercăm și noi să ne avântăm cât mai departe în pădure. Stați așa, n-are niciun sens, oricum o să împice seedurile și replantăm copacii, deci n-ar avea niciun sens să stau să plec pe departe de locul acesta. Deci ne apucăm acum să defrișăm pădurea. Așa mă, boss, mă mănâncă piciorul. Defrișăm și noi pădurea, o să fie un journey lung. Oricum nu o să stau să fac o casă, adică vreau să-mi fac o casă cu design. O să fac un design frumos de casă. O să vedeți voi. Cred că o să fac off camera pentru că vreau să iau de pe net casa. Designul casei. Așa îmi place mie să fac casa cu design, dar am nevoie de chestii. Adică întâi și întâi vreau să fac rost de ceea ce-mi trebuie. Și după dacă e... O să fac eu off-camera pentru că, nu pot să stau cu voi pe net să fac casa, ar fi stupid. Poate doar, dar nu, că e greu. Eu mă iau la videoclipuri așa după o poză, nu pot să-mi dau seama ce fel de, cum ar trebui să arate casa, unde ar trebui să pun fiecare bloc și toate chestiile astea. Nu vreau poți să-ți dai seama de ele foarte ușor. Deci, ok. Deci, probabil o să fac off-camera. Dar e o idee bună, adică vreau să fac o casă frumoasă din care să nu mai mut, să trăiască, să fac mutări, nebunii de-astea. Pentru că m-am decis să fac o lume normală, nu mai vreau lumea în junglă. Parcă m-am plictisisem de ea oarecum. Adică, era ok, dar stăteam prea mult când mă cățăram și nu mai era amuzant deja. Hai să luăm și noi toate blocurile de toate astea. Să nu lăsăm lemn aiurea. Wow, încă mai e lemn. What the fuck? Wow. Ok, în sfârșit l-am luat pe tot. Tare. Wow, cât lemn poate să fie aici. Asta e un copac foarte lemnos. Alex, Alex Vares 2017, copac lemnos. Bine. Așa, hai să spargem ăla. Am luat și ăla? Da. Mai e pe aici. Wow, am făcut deja 64 de lemne. Din câțiva copaci. Asta înseamnă că Minecraft-ul e destul de bogat în resurse. Mie ce-i drept, e o lume uriașă dacă stau să mă gândesc, da. Wow, deci copacul ăsta are niște lemne așa de ciudat crescute, frate. Și... sunt puțin enervante. Hai că îmi ba piciorul și fac așa. Ok. Dăm ăsta. Așa. Sparg ăsta. Sar și aici. Și mai am lemn pe un copac cu ăsta. Vreau să le iau pe toate. Mi-a picat și un măr, bine. Și ăsta. Și încă unul. Hai mă bă, câte cute lemne bă, poate să fie în copacul ăsta, ești nebun. Deci voi sunteți un fel de vikingii mei, pentru că mi-am plăcut vikingii. Și caracterul meu din Minecraft este regele viking. Ați văzut și avatarul ăsta al meu nou, să spuneți ce părere aveți. Sper să fac un info video despre chestia asta și pentru a-l promova totuși pe tipul care mi l-a făcut. Este un avatar genial. Și tipul chiar merită promovare. You know. Uite așa, punem și unul aici. Plantăm copaci întâi. E foarte important să facem chestia asta, pentru că nu-mi place să rămână pădurea fără copaci. Vreau să am copaci în permanență. Permanență. Așa, punem unul aici. Bun. O să crească ei când vor. Nu-i grăbesc. 14 minute, probabil o să ne oprim la în câteva minute. Să vedem întâi de cât le-am putut face rost. Am făcut rost de puțin. Ne mai trebuie mult mai mult, deja am prăpădit cu toporul. Nu știu dacă am mai luat cable. N-am mai luat. Tare. Trebuie să merg să iau iar cable. Hai că mergem să luăm repede. Avem aici mina, ceea ce e foarte tare. Fiindcă putem lua cable stone foarte ușor. 1, 2, 3, 5, 4, 5. Acum mai am unul acolo și gen iau pentru două topoare. Așa să am avans. Oricum e cable stone ce găsești peste tot. Stați jumate. Și îmi trebuie și bețe, bă. Stai. Folosesc lemnele astea pentru că sunt de jungle și le-am luat din bonus chest și pe ce naiba interesează bonus chest, adică
Așa, dar eu iau bonus și strap, pentru că mă ajută la început, îmi dă câte o unealtă, chestii de astea. Mai mă ajută din când în când, ce să zic. Dar o ducem bine, lumea noastră din Minecraft este o lume fericită în momentul de față. Ați face și noi așa. E o lume fericită în momentul de față, eu sunt fericit în ea. Ah, iar trebuie să ne cățărăm. Dar poate vă place când ne cățărăm și știi, mi-e place și adică arată mișto pe aici când mă cățăr. Mă simt oarecum un copil cățărându-se în căsuța lui din copac. Wow, încă un copac în care trebuie să ajungem în ceruri dacă vrem să-l tăiem. Tare. Ia și tăie și pe asta. Mamă, ce e acolo? Mamă. Ok, facem așa. Hop, hop. Bun. Așa. Wow. Tăiem și noi tot asta. Opa, așa. Nu trebuie să lăsăm nicio bucățică de lemn. Am ia-l. Bun. Dar e foarte ciudat crescut lemnul ăsta. Nu înțeleg, băi, de ce e așa ciudat crescut. Adică, mă... Oh my god. Urăsc când cade pe jos. Ha! Ok, mai mergem în sus, că mai sunt astea. Oricum, e foarte bine chestia, e foarte deșteaptă chestia asta cu lemnul prelucrat, pentru că eu înainte, când mă apucasem de Minecraft, în prima mea zi, țin și acum minte că îmi făcusem prima casă din lemn din ăsta. Adică, efectiv, am strâns atât de mult lemn încât am făcut o casă uriașă, întreagă doar din acest lemn neprelucrat, pentru că, să fim sinceri, arată ok, arată așa mai vintage, dar... Ce? Și a căzut, super. Eu vreau de fapt să ajung aici să iau lemnul ăsta, dar... Dacă tot a căzut. A, e, îl luăm când coborâm. Hop. Ok, și mai avem acolo niște lemn. Doamne, foarte mult lemn aici. Așa, numai dintr-un copac facem aproape un stack. Cred că am făcut, cred că am luat tot, da. Nu mai nimic. Oricum, dacă mai pot aduna mai încolo, nu-i problemă. Hop, așa. Și jos mai avem o bucată, plus ăsta de aici, deci aproape un stack, fraților, aproape un stack de lemne făcut numai dintr-un copac, super, super tare. Ok, și cred că asta ne va ajunge pentru începutul casei, dar voi vrea și lemn neprelucrat, ceea ce înseamnă că va trebui să muncesc mai mult pentru adunarea sa. Dar noi ne vom opri aici cu episodul pentru că am ajuns la peste 18 minute. Vă mulțumim mult de atenție acordată. Mă bucur că vă place această serie. O să mai filmez lumea lui Alex. Eu am fost Alex Faților și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!